secolelor au existat persoane care au pus la îndoială umanitatea lui Isus. Unii au susținut că el nu a fost pe deplin om, ci doar părea a fi. Biblia arată clar că Isus a fost pe deplin uman. Acest lucru se vede în următoarele moduri. Isus a avut o naștere umană, Isus a avut o descendență umană, Isus a dezvoltat ca o ființă umană normală, ca oricare dintre noi. Ca Mesia a promis, Isus trebuia să fie uman. Isus avea elementele esențiale ale unei ființe umane. Avea trup, duh. Isus a primit de asemenea titluri umane. Isus a fost numit om și în cele din urmă a arătat toate trăsăturile ființei umane. Așadar, haideți să privim spre câteva aspecte ale umanității lui Isus. O doctrină atât de importantă pentru noi. Isus a avut o naștere umană, dar circumstanțele din jurul conceperii și nașterii lui Isus arată că acesta era pe deplin uman. Isus a primit un nume uman înainte de naștere. Înainte de naștere, îngerul i-a spus lui Iosif că Maria va avea un copil și că Iosif trebuia să-l numească Isus. Deși Isus a fost conceput în mod supranatural, relatarea biblică a nașterii sale demonstrează că a fost un copil pe deplin uman, cu o naștere umană normală. Nașterea sa a fost o naștere naturală, ca a oricărui alt copil. De asemenea, el a fost un copil normal. Când păstorii au văzut copilul nou născut, au transmis repede vestea și altora. Când a împlinit 8 zile, Isus a fost circumcis și a dus la templu pentru a fi consacrat. Când s-au împlinit cele 8 zile pentru circumcizia copilului, atunci i s-a pus numele Isus. Numele dat de înger înainte de a fi conceput în pântece. În această descriere a nașterii sale nu există niciun indiciu că ar fi fost altceva decât om. Maria a conceput un copil. Păstorii au răspândit vestea despre un copil care s-a născut. În templu, el a fost dedicat în același mod ca orice alt copil de sex masculin. Deși concepția sa a fost supranaturală, nașterea sa a fost precum a unui copil normal, pe deplin uman. De asemenea, Isus a avut o descendență umană. Genealogia lui Isus Hristos îl leagă pe acesta de umanitate. În Evanghelia după Luca, linia familiei sale este trasată până la Adam, fiul lui Enoch, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Linia sa genealogică este formată din ființe umane. Sunt personaje istorice, reale, multe dintre ele despre care vorbește Biblia. Prin urmare, tot ceea ce spune Scriptura despre nașterea sa indică faptul că Isus a fost un copil uman, autentic. Restul vieții lui Isus atestă umanitatea sa. De altfel, s-a dezvoltat ca o ființă umană normală. Scriptura afirmă că pruncul Isus creștea atât în statură cât și în înțelepciune. Creșterea în statură și în capacitatea intelectuală este o trăsătură umană, nu? Prin urmare, această declarație sumară despre primii săi ani de viață mărturisește de fapt despre umanitatea lui. După ce băiatul a crescut și a devenit bărbat, există o altă mărturie a umanității sale. Isus făcea parte dintr-o familie. Noul Testament spune că Isus a avut o familie. Mama sa se numea Maria, iar el a avut 4 frați și cel puțin 2 surori. Oricât de halucinant ar părea, având în vedere dovezile copleșitoare ale Noului Testament cu privire la divinitatea lui Hristos, ca om, Isus a crescut din punct de vedere intelectual, fizic, spiritual și relațional ca oricare alt om. De asemenea, Isus, într-adevăr, fiind pe deplin Dumnezeu și pe deplin om, a experimentat limitele finitudinii. Natura umană pe care Isus și-a asumat-o în întruparea sa era lipsită de orice pată de păcat sau de corupție. Dar cu toate acestea, poseda toate semnele finitudinii umane obișnuite. Și trăind într-o lume de căzută, Isus și-a asumat în mod voluntar infirmitățile comune umanității noastre de căzute. El a flămânzit, a însetat, a obosit și a experimentat întreaga gamă de emoții umane obișnuite, nepăcătoase. Există chiar câteva indicii în Evanghelie că Isus nu poseda omnisciența, mintea sa umană. El întreabă cine s-a atins de el atunci când puterea a ieșit din el pentru a o vindeca pe femeia cu o scurgere de sânge. A declarat ucenicilor săi că nici măcar Fiul omului nu știe ziua sau ora întoarcerii sale. În divinitatea sa, Fiul posedă omnisciența, cunoașterea perfectă a tuturor faptelor, trecut, prezent și viitor. Dar în umanitatea sa, cunoașterea sa a fost uneori limitată, în funcție de voința și scopurile lui Dumnezeu. Un alt semn al umanității lui Isus este evident atunci când ne gândim la ispitele sale. Noul Testament arată clar că Isus nu a păcătuit niciodată. Și deși teologii au dezbătut problema impecabilității lui Hristos, dacă ar fi putut sau nu să păcătuiască, se pare că răspunsul cel mai consistent cu plenitudinea revelației Noului Testament este că, de fapt, Hristos nu ar fi putut păcătui. Deoarece persoana lui Hristos este divină, iar o persoană divină, fiind în mod necesar bună, nu poate păcătui. Pare cel mai bine să se argumenteze în favoarea impecabilității lui Hristos. Dar această înțelegere a incapacității lui Hristos de a păcătui nu trebuie să diminueze învățătura biblică potrivit căreia Hristos, ca om, a fost într-adevăr ispitit și chiar a suferit în ispitele sale. Poate că există modalități mai bune și mai rele de a reconcilia aceste două aspecte, aparent contradictorii ale învățăturii Noului Testament. Dar, oricum am încercat să le reconciliem, pare cel mai bine să le susținem pe amândouă, fără a căuta să atenuăm tensiunea prin diminuarea uneia dintre ele. Mai apoi, putem să privim la umanitatea lui Hristos în episodul patimilor și al învierii. A suferit, a murit și a fost îngropat. Narațiunile evanghelice despre patimile, moartea și mormântarea lui Hristos evidențiază de asemenea umanitatea sa. În esența sa divină, Dumnezeu nu poate muri, este nemuritor. Dar pentru că Dumnezeu, Fiul, și-a asumat umanitatea, este capabil să sufere și să moară ca parte a lucrării sale ispășitoare. El, într-adevăr, și-a asumat asemănarea cărnii păcătoase pentru a condamna păcatul în propriul său trup prin moarte. El a fost conștient în mod legal păcătos, deși el însuși era fără păcat, pentru a putea plăti pedeapsa pentru păcat. Învierea lui Isus este de asemenea o chestiune umană. El a înviat în același trup în care a murit, doar că acum în viața glorificată, nemuritoare. În acest fel, Hristos este, după cum spune Apostolul Pavel, ultimul Adam, adevăratul om care deschide epoca învierii, primul rod al întregii umanități. Un alt semn al umanității lui Isus în Noul Testament este înțelegerea faptului că El se întoarce în umanitatea sa. Dar când Isus s-a înălțat la cer, îngerul i-a anunțat pe apostol că Hristos se va întoarce exact cum s-a înălțat. Din nou, Isus nu și-a dezbrăcat umanitatea ca pe o haină atunci când a intrat pe nori, ci El a rămas o ființă umană glorificată. Și așa va rămâne. Și va reveni personal și vizibil în ziua de apoi. El a fost Fiul omului, felul preferat al lui Isus de a se descrie pe sine însuși. Acest titlu sublinea în mod special umanitatea lui, nu doar mesianicitatea acestuia. Isus a vorbit ca un om, învățând în termeni umani, cu ilustrații umane. Isus a fost deci ultimul Adam. Isus a fost numit ultimul Adam. Ultimul Adam a devenit un spirit dătător de viață. Scriitorii Noului Testament au recunoscut umanitatea lui Isus. Petru, Pavel, Ioan, toți au subliniat umanitatea lui Isus în scrierile lor. Ioan, de asemenea, a spus că profeții falși au fost cei care au negat faptul că Isus a venit în carne și oase, că a fost o ființă umană. Isus Hristos a fost un om neobișnuit. Cei care au intrat în contact cu Isus și-au dat seama că era un om neobișnuit. Cu toate acestea, a fost un om adevărat. Când liderii religioși și-au trimis ofițerii să-L prindă pe Isus, aceștia s-au întors cu mâinile goale și au afirmat că era un om neobișnuit. Asta în Ioan, în capitolul 7. Ucenicii săi au recunoscut unicitatea sa când Isus a potolit furtuna de pe Marea Galilei. Astfel, Scripturile sunt unite în mărturia lor despre umanitatea autentică a lui Isus. Nu se dă niciodată vreun indiciu că El ar fi fost cumva non-uman. El a experimentat creșterea, foamea, oboseala, tristețea, moartea, la fel ca și toate ființele umane. El nu a primit nicio imunitate specială față de aceste experiențe. Isus nu a beneficiat de un tratament special în timpul vieții sale pe pământ. El a simțit aceleași lucruri pe care le simte orice altă ființă umană. Faptul că umanitatea lui Isus a fost reală este evidențiată de întreaga Scriptură. Realitatea autentică a umanității lui Isus, prin urmare, trebuie să stea la baza oricărei concepții adevărate despre caracterul și lucrarea sa. Acesta este adevărul, pur și simplu.